Bună ziua! În acest an facem 100 de ani de chirurgie și medicină internă la Spitalul Roman și 221 de ani de activitate medicală la Roman. Ținem să comemorăm pe înaintașii noștri, să-i avem mereu aproape și atunci am hotărât să dezvelim, domnul doctor, o plată comemorativă cu 100 de ani de existență a secției de chirurgie generală, iar domnul, și să coborâm la medicală, la fel, aceeași placă cu 100 de ani de medicină internă, iar domnul doctor Arbătescu să ne prezinte pe înaintașii chirurgi ai secției de chirurgie din cadrul Spitalului Municipal Roman. Deci îi vedeți, sunt pe panoul ăsta și nu sunt toți, nici n-ar fi putut să fie toți, având în vedere că au fost zeci de chirurgi care, într-un anumit moment al vieții lor, pentru mai mult sau mai puțin timp, au trecut prin această secție de chirurgie. Iată primul chirurg al Romanului, chirurg italian de origine italiană, care a poposit la Roman într-o perioadă a secolului XIX, 1863-1871. Iată primul șef de secție al secției de chirurgie. În 1919, la 1 decembrie, s-a înființat la Roman secția de chirurgie cu 30 de paturi. El a fost primul șef de secție al secției de chirurgie. Aici avem poate cea mai mare personalitate chirurgicală a spitalului, doctorul Nicolae Fălcoianu, personalitate de prim rang, personalitate despre care marele profesor Chipaile spunea că este unul din primii 10 chirurgi ai țării. Iată aici primul șef de secție de după al doilea război mondial, doctorul Victor Panaitescu, cel mai longeviv șef de secție pe care l-a avut Romanul în chirurgie. Aici este un doctor, l-am uitat pe doctorul Constantin Mărzescu, al doilea chirurg, înainte de a se înființa secția de chirurgie, ajuns ulterior profesor de chirurgie la Sfântul Spiridon la Iași. Vă spuneam de doctorul Constantin Budurcă, care a fost un reputat chirurg și el elev al profesorului Chipail și Tănăsescu și care a fost de asemenea primul șef de secție al secției de ortopedie. Și doctorul Cristea Socor, iarăși unul din cei mai mari chirurgi pe care i-a avut Spitalul Roman și care a marcat cu activitatea lui o întreagă epocă, practic a doua jumătate a secolului 20. Pe lângă ei au fost, vă spuneam, zeci de chirurgi care au trecut într-un moment al vieții lor pe aici. Au fost la început subchirurgii, a cărui prim subchirurg, numele primului subchirurg îl cunoaștem, Gheorghe Viorescu, 1823-1860. Au fost medici secundari chirurgi care au trecut pe aici și nu puțin. Și alături de ei trebuie să celebrăm și foarte, foarte multe cadre medii care au făcut echipă cu chirurgii acestui spital, pentru că, spre deosebire poate de alte specialități, chirurgia este prin excelență o disciplină a echipei. Și din echipa chirurgilor fac parte medicii de terapie intensivă, fără de care nu ne-am putea desfășura activitatea. Sigur că la început chirurgul era și medic de anestezist, dar începând cu 1960, cu personalitatea doctorului Popa, Mircea Popa, avem și secție de chirurgie, de terapie intensivă, anestezie și terapie intensivă, de ADI, la Roman. Și alături de această echipă, cum vă spuneam, cadre medii de o foarte, foarte bună valoare, care și ele merită amintită la ceasul acesta aniversar. Bine ați venit și în actuala secție de medicină internă. În prezent funcționăm cu 73 de paturi. Istoria noastră, așa cum ați înțeles și de la colegul meu, de la doctor Arbătescu, pornește tot undeva pe la 1919,
n-am să vă spun din personalitățile acelei vremi, ci ceva din colegii noștri care au făcut cinste orașului și zonii Moldovei, ceva mai recent. Dumneavoastră nu l-ați cunoscut, de exemplu, pe mare doctor Epifanie Cozărăscu, pe doctorul Ghibirigă, care a fost unul din șefii de secție undeva până în 1995, pe doctorul Romulus Rusu, care a trăit aproape un secol, care s-a născut la 1900, a murit la 1990 și a fost șef de secție foarte, foarte mulți ani, care a lucrat și ca medic șef la Spitalul Militar din municipiul nostru. Deci și noi pe medicină internă am avut foarte multe personalități. Din această mare specialitate s-au desprins, începând cu anul 1950-1960, specialități mai mici și din medicină internă, undeva până la 1965, s-a desprins secția de cardiologie, secția de neurologie, înființată de domnul doctor Dupa, doctorița secția de cardiologie, secția de dermatologie. În final, noi funcționăm în prezent astăzi cu 73 de paturi, cu două mici compartimente. Știți lucrurile astea, dar mai reamintim pentru cei care nu cunosc. Avem un compartiment de gastroenterologie de 5 paturi, un compartiment de nefrologie de 5 paturi, compartimentul de pneumologie, care este practic tot desprins din marea specialitate de medicină internă, funcționează de mulți ani în spitalul nostru, așa încât eu zic modern, la vremurile pe care le trecem, pe parcurgem, putem oferi celor din Roma și celor din satele alăturate îngrijiri medicale, nu atât, și de specialitate și de bună calitate, și pe aceste mici specialități care, evident, duc patologia la amănunt și sigur că am avansat cu mult mai mult față de ce puteam face cei dinaintea noastră. Suntem și foarte bine dotați în prezent, avem două ecografuri de selecție, avem colonoscop, avem endoscop, avem glucometre, avem monitoare, injectomate, deci tot ceea ce, aproape tot, ceea ce să zicem ne-ar trebui ca să funcționăm din punct de vedere profesional cât mai bine.